Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Cred că știu de ce Luca umblă din restaurant în restaurant. S-a apucat să dezugrăvit la un moment dat. Și fugea de acasă. Și fugea de acasă, da. Ai terminat, mă, dezugrăvit? Nu, dar tu fulgerător. Tu zugrăveai sau? Nu, am avut niște meseriași tocmiți. A, deci, oameni. Da. Eu am participat. După ce a dat gaură în dulap invers. Da. Nu cred că l-a băgat și l-a zugrăvit. Adevărat. Eu n-am încercat niciodată să zugrăvesc, m-am bazat întotdeauna pe meseria și așa. Oana a zis. Problema e cu recomandările. La un moment dat, nu vrei să zugrăvim noi? Și eu i-am mărturisit unui amic. Zic, bă, mă gândesc să zugrăvesc. Și ăla mi-a zis, bă, zice, fii atent, nu faci asta. Zice, în primul rând că habar n-ai cât de greu e. Că nu e așa simplu. Tu zici că dai cu trafaretele alea, dar nu știi cât trebuie de mult să-l apeși. Zice, plus de asta, și eu am zugrăvit la un moment dat acum niște ani, și am zugrăvit o cameră. Zice, mamă, seara am simțit că îmi cad mâinile de numere. Adică este e mult, super, da, greu. Zice, vezi de treabă. Și am un prieten care își amenajează apartamentul, uh-huh, și am vorbit cu mi-a plăcut de meseria și lui. Oameni foarte curați, bă, jos pălăria, rar găsește așa ceva. Că asta mă știi că de obicei aia e, că îți lasă dezastru în urmă. Ăștia au bibilitul la el frumos, cu folie, cu tot ce trebuie, și foarte corect, și am rugat când termină lucrarea să vină și la mine două zile să zugrăvesc doar camerele copiilor, că aveau opțipilduri de alea pe preț de când erau mici și așa mai departe. Acum ei sunt mari. Da. Și când au venit, primul lucru, eu sunt pățit, să-mi spuneți, vă rog frumos, cât costă. Cât o să coste. Dați dumneavoastră cât doriți. Aici e greu. Moment, nu merge. Da. Zic, spuneți-mi, nu vă faceți griji, că nu știu ce. Acum eu l-am întrebat pe amic. Și știai cât e preț. Zic, băi, în ordine, da, mă, zice, nu, sunt oameni corezi, nu știu ce. Dar am pățit, de asta eram, asta, și bănuiesc că mulți dintre voi ați pățit-o, poate chiar și voi. Eu am pățit-o recent, îți povestesc imediat. Cât? Nu, ne înțelegem la sfârșit. Și vine sfârșitul. Și zice, dați-mi dumneavoastră cât vreți. Și tu întinzi 500 de lei, să zicem, nu știu, pentru un instalator sau un zugrav. Ceva, sau, da. Și acolo sunt două variante. Fie tu îi dai peste cât face și atunci omul zice, mulțumesc frumos, să se vădă Dumnezeu sănătate. Fie nu îi dai cât și-a făcut el socoteala și începe, bă, exact, patate. Bine, zis, mă, să-ți dau cât vreau. Adică eu atâta consider. Da, șeful, dar nu e ok. Și cam cât ar fi ok așa? Mai pune două. Nu știu, dar mai pune și dumneavoastră. Tot nu te... Tot nu-ți pune suma, știi? Uh-huh. Tot te împine. Bine, 700. Știți că aici o lucrare care a durat și e grea, adică nu e. Și mai e varianta cealaltă. Când am făcut eu prima oară apartamentul, când stabilești prețul de la început și totul începe cu un avans. Ok, și acum dați-mi, vă rog frumos, 50% avans. Uh-huh. De ce să stau mâine în avans? Că eu când vin la serviciu, nu dă nimeni niște bani avans pe jumătate de an înainte și mai vedem după aceea. Uh-huh. Dar spuneți-ne și voi, voi cum o negociați cu meseriașii? 0372069599. Peripeții cu zugrav, cum negociați? Cum le dați bani? Le dați înainte, înapoi? Și când am dat așa, am dat avansul, după 3 săptămâni s-a prăpădit o mătușă. Vă rog frumos, am nevoie de niște bani de mărupit, dar ți-am dat avans. Bă, da, am avut niște datorii. Și după încă 2 săptămâni, vă rog frumos, dacă puteți să mai dați o parte în bani, cert e că eu mai aveam să-i dau 5% din bani. Uh-huh. Și el a mai lucrat vreo 3 luni acolo și m-a târât după aia, deci a durat o veșnicie până am terminat. Recunosc apartamentul. Că a luat alte lucrări între timp, că asta e șmecheria. Uh-huh. Da. Recunosc și insist în fața colectivului că am făcut recent această greșeală de începător. Deși sunt om cu experiență, trecut prin viață, am dat bani în avans la echipă. Mare greșeală am făcut. Păi ce să... Mai lucrează? Da. Au trecut deja 2 luni. A, și s-au apucat. Da, dar nici nu mă deranjează prea tare, că nu prea vin. Adică... Nu mă, dar asta... Da. Deci, iar aia cu cât vă lasă inima, da, cunosc foarte bine asta, e foarte interesant, am întâlnit-o în multe locuri. Cel mai surprinzător loc a fost la biserică. La un botez. Nu cred. Ba da. Și ce înțeles? Cât vă lasă inima? Păi nu, ok. Trebuia să plătesc, nu știu, ceva, cor, alea, nu știu, cât vă lasă inima pe dumneavoastră? Nu, nu, te-a zis, cât mă lasă inima? Nu știu, am scris 200 de lei, bine? E puțin, domn Petreanu. Și mi-a venit să spui, dar de ce nu zici, da, 300? Hai 500. Foarte frumos, vă mulțumesc pentru Sfânta Biserică. Bine, mulțumesc pentru Sfânta Biserică, desigur. Nu, dar partea proastă e că în asta cu meseriașii, tu, când se poartă negocierea de maniera asta, de fapt, oricum s-ar purta aia,
tu în general nu știi nimic. Adică ești în aer, n-ai niciun reper. Cred că pe asta nu se și bazează. Prețurile, da, sunt convins că pe asta se bazează. Uite, da, pentru mine e interesant, iartă-mă, e interesant cum apar poveștile astea. Care dintre ele? Gen. Din interacțiuni personale. Băi, asta cu a pățit o mătușă sau ceva, astea sunt chestii care apar din când în când. Adică au un sindicat al lor, se vorbesc între ei, își planifică toate astea. De unde apar toate astea? Adică nu ești singurul care îmi vorbești de treaba asta ei? Și m-ai surprins. Cum știu ei să facă genul ăsta, știi? Da. Cum fac să stai cu toți banii mult timp înainte să termine lucrarea, astfel încât să rămână agățați la tine și să mai ai și alte lucruri. Exact, asta se întâmplă de fapt. Da, că păi asta e frământă. Pe cei mai mulți, că acum e ca în toate tagmele, nu sunt toți o apă și un bă. Uite, oamenii ăștia de care vă spun au fost foarte corecți. Și la sfârșit au ținut o langa pe asta cu nu dați cât vreți dumneavoastră, știi? Dar erau la modul sincer. Și am zis, bă, nene, spune-mi ceva, că eu nu știu. Și mi-au spus oamenii, în mod normal, o igienizare de apartament de două camere este 1000 de lei. Și atunci am avut o... am avut niște repere, știi? Ce înseamnă igienizare? Asta, să văruiești, fără alte complicații. Deci doar să dai amorsă și vin arom. Dar cu materialele cum faci? Că aici sunt două variante. Sunt două încredere, sunt două școli. Te duci tu cu el, pierzi zilele, nu știu ce, alegi, te interesezi care e cel mai bun, care e cel mai prost, le transporti, le aranjezi, pierzi o grămadă de timp, îl mai și ajuți la cărat. Și asta e, dar măcar știi că ai luat ce ai vrut. Sau cealaltă, se ocupă el de tot, îi dai banii. Și ai, frate, ia tu ce trebuie și îmi spui mie ce. În varianta asta a doua trebuie să ai mare încredere. Da, trebuie să ai mare încredere. El îți aduce facturile, dar tu nu știi materialele respective, ce sunt ele. Nu, dar știu povești de oameni care la sfârșit au mers pe varianta asta și la sfârșit au constatat că au dublat greutatea apartamentului. Adică în casa lor au intrat basculante de saci de aia, de adeziv, de cemet, de nu știu ce, știi? Că nu și-au dat seama. Că tu ăla începe. Șeful, am nevoie de 20 de saci de CMU. El spune, și tu, bine, nu... Ia tu și îmi spui la sfârșit. Și la sfârșit îți tot au ce facturi. Și tu când faci socoteala, dacă ai curioz, că multă, că asta e șmecheria. Multă lume nu-și bate cap. Exact. Hai mă, ok, se ocupă ei, cară, săracii. Uite cât au cărat, știi? Și nu stai să faci socoteala la sfârșit. Și ăsta a avut curiozitatea să facă. Mamă, și avea sute de saci, adică... Nenorocirea de pe lume. Ea probabil îi cărau pe la alte lucrări. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.